Maria e în oraș cu prietena ei, Elena, pe care n-a mai văzut-o de mult. În timp ce Elena îi povestește ce mai e nou, Maria ia telefonul și se uită să vadă ce a mai postat prietenii ei. Hei, ai auzit ce ți-am spus? Scuză-mă, e super nepoliticos ce-am făcut, doar că uneori nu mă pot abține. Marius a găsit o revistă interesantă despre roboți și e foarte concentrat pe lectură. Când primește o notificare pe telefon, sare imediat din pat să vadă despre ce e vorba. Prietenul meu nu și-a dat check-in la cinema. Oare de ce nu m-a invitat? O fi supărat pe mine? Nu mai am niciun chef să citesc acum. Maria și Marius, la fel ca mulți copii și adolescenți, au sentimentul de FOMO, Fear of Missing Out. În română, i-am putea spune teama de a rata noutățile sau frica de a rămâne pe din afară. Se manifestă prin dorința incontrolabilă de a urmări activitatea din mediul online a prietenilor și de a reacționa la postări, chiar dacă asta înseamnă multe ore petrecute pe internet. Pe moment, pare ceva inofensiv, dar verificarea constantă a telefonului te poate face să simți că nu ești suficient de bun, că prietenii te-au exclus din viețile lor, că viața ta nu e deloc interesantă. E firesc să simți tristețe și invidie, dar, în realitate, viețile celorlalți nu sunt nici de cum așa perfecte precum îți imaginezi. Hai să vedem cum scăpăm de FOMO. Vreți să renunțați complet la rețelele sociale? Ok, atunci haideți să ne uităm la alte soluții. JOMO, Joy of Missing Out. E bucuria de a rata unele momente sau bucuria de a rămâne deconectat. Iată cum o obții. Dezactivează notificările ca să nu mai fii întrerupt așa des. Ia o pauză de la mediul online câteva ore. La început va fi greu să stai offline, dar după o vreme e chiar plăcut. Stabilește un număr maxim de minute pe care vrei să le petreci urmărind ce fac prietenii sau influencerii preferați și respectă timpul pe care ți l-ai asumat. E nevoie de un pic de autocontrol și voință, dar vei reuși. Petrece mai mult timp în natură sau făcând alte lucruri care îți plac. Hei, am și uitat de telefon! Dacă te compari mereu cu alți oameni, nu o să vezi niciodată cât de grozav poți fi tu. Telefonul tău poate aștepta. Du-te și fă-ți niște amintiri cool!